În seara aceasta s-au primit cadouri în casa fetelor, Ioana a primit pachet de la susținători, spunea ea că este pachetul venit din partea fetelor zâmbărețe, a avut și scrisoare, după ce a citit scrisoarea zicea Ioana că și-a dat seama că fetele zâmbărețe sunt ardelence, a primit câteva tricouri pentru Marius, câteva rochițe pentru ea, multe poze. Era foarte bucuroasă de tot ceea ce a primit. Luiza a primit și ea două plase cu alimente, cu fructe, dulciuri. A avut și scrisoare din partea susținătorilor. Zicea Luiza că a primit și ingrediente pentru tiramisu și în seara aceasta va face tiramisu împreună cu Bogdan. Toruiza o căuta pe Madi, spunea că are și Madi un pachet, iar mamele i-au zis că Madi trebuie să meargă acolo și apoi își va lua cadourile. Nu au spus mamele exact unde acolo trebuie să meargă Madi, la medic sau la testimonial. Luiza zicea că ar fi vrut să caute Madi în pachet, să vadă dacă are vreo scrisoare. Spunea Luiza, poate găsește o scrisoare și o dă cu sus în jos să-și revină cu picioarele pe pământ. Nu prea s-au arătat imagini cu Madi, singura pe care am surprins-o până în momentul acesta a fost cu ea când venea de pe terasă și urca scările sus la dormitoare.